Bună, Scorpion, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 22-28 ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici. Voi folosi două oracole de dragoste, pentru că avem și luna asta plină în leu, care zic eu că e importantă, și îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui alt oracol, iar în final vedem surpriza pentru tine în această săptămână. Bun, dragi scorpioni, în primul rând este o săptămână bună în care veți lua decizii foarte importante sau este o săptămână în care ceva ajunge la final, un proiect, o avansare, ceva frumos acolo. Acum, Venus se mută în Capricorn și e o poziție foarte bună pentru tine. În primul rând, începând cu săptămâna aceasta, timp de câteva săptămâni bune, vezi că dragostea poate să fie pe lângă casă, dragostea poate să fie prin anturajul tău, poate chiar prin intermediul unei rude sau prin intermediul unor persoane apropiate, poți să cunoști pe cineva. De asemenea, relația cu persoana iubită, aici se îmbunătățește comunicarea, doar că vreau să-ți menționez eu că pot apărea și mici mari tensiuni, dar partea bună e că rezolvați lucrurile. Da? Rezolvați lucrurile. Într-un drum scurt poate să apară dragostea pentru tine. Da. Și tot Venus acolo, să știi că te mai ajută să-ți rezolvi și anumite chestiuni legate de acte, de o mașină, de drumuri. Cu siguranță săptămâna asta fie se amplifică o problemă la o mașină sau o problemă legată de drumuri, de navetă, știu eu, și acum în sfârșit puteți să rezolvați problema. Da. Pe de altă parte, tot săptămâna aceasta avem luna plină din leu. Lună plină care e puternică, activează axa 40, scorpionii care vă știți născuți la început de zodie, așteptați-vă la schimbări, așteptați-vă să o simțiți din plin. Este vorba despre a finaliza ceva, poate legat de căsnicia voastră, legat de casa voastră, legat de viitorul vostru din punct de vedere profesional. Poate acum unii reușiți să finalizați un proces care poate să se finalizeze în favoarea voastră. Da? Sau acum poate să fie momentul să spui, uite, gata, nu se mai poate. Da? Mă apuc și termin povestea asta. Este un moment în care se pot schimba foarte multe lucruri acolo, dar vezi că toată povestea asta ține și de un bărbat sau de un șef, de o persoană importantă. Vă puteți schimba statutul, unii scorpioni deveniți dintr-o relație, deveniți singuri, din scorpion singur vă gândiți să vă băgați într-o relație, vă dați seama că sunt multe oportunități, dar aș merge eu și pe niște situații care sunt de ceva timp în viața voastră, poate de prin vară au început și acum în sfârșit se clarifică povestea, cu siguranță, da? Pentru cei mai mulți scorpioni. Dacă așteptați un răspuns legat de o avansare, legat de un loc de muncă, legat de un proiect important, uite acum se poate finaliza situația. Da? E ca și cum se mai finalizează o responsabilitate. Acum, important e să vă și deschideți în fața schimbărilor, pentru că spre final de săptămână se intensifică tensiunile în relația cu bărbații din viața voastră. Se intensifică tot felul de tensiuni care țin și de bani, care țin de copii, tensiuni legate de confortul vostru. Că până la urmă, v-am spus, Pluto acolo vrea niște schimbări de la voi și dacă sunteți dispuși să le faceți, săptămâna asta să zic că sunteți stresați sau se rezolvă lucrurile și atunci e normal dacă îți consumi energie, timp, te mai stresezi că na, stresul e normal. Dar nu putem să stăm doar așa pe modulul viața e roz, stăm și medităm mereu. Mai stresăm, da? Mai gândim și noi. Cam așa și la voi, adică depinde prin ce situație vă aflați. Da? Dacă ați început niște procese de transformare destul de profundă sau v-ați gândit de mult timp, uite acum puteți să rezolvați problema. Dacă tot nu vreți să finalizați, dacă tot nu sunteți deschis să mai rezolvați niște lucruri, acum din contra, da, sunteți puși în fața faptului împlinit, aș spune eu. Atenție puțin spre finalul săptămânii pe drumuri.
sau atenție în eventualele tensiuni care pot apărea, fie la muncă, fie sunt chestiuni legate de sănătate, fie unii scorpioni, abia acum aveți și voi curajul și spuneți lucrurilor pe nume. Unii, vedeți că cei care nu stați bine, da, cu sănătatea sau nu vă simțiți bine, nu aveți energie, vedeți că problema ține și de faptul că fie ignorați, evitați, da, să vă faceți și voi liniște și pace în viață, fie pentru alți scorpioni e vorba de a nu vă deschide în fața schimbărilor și veți rămâne surprinși pe final de săptămână că se rezolvă ca prin minune o problemă personală. Este o discuție acolo frumoasă, clarificatoare, repet, și cu mici mari tensiuni, dar poate este și un moment în care scorpionul spune gata, mi-a ajuns cuțitul la os, uite, spun lucrurilor pe nume, hai să clarificăm, hai să găsim o soluție, pentru că o să găsiți soluții, soluții absolut geniale, dragi scorpioni, absolut geniale. Da, hai să vedem și arhanghelii ce zic, că sunt curioasă. Pentru Scorpion. Purificarea și sublimarea. Ei, exact ce spuneam și eu. Cifra 8, foarte importantă pentru tine săptămâna asta. Culorile importante: mov, roșu, galben, verde, maro, auriu. Iar arhanghelul Zadachiel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Te ajut să-ți purifici relațiile cu ceilalți, să-ți alchimizezi emoțiile inferioare, chinuitoare, să-ți transcenzi anumite acumulări karmice nefaste, să-ți vindeci în mod miraculos suferințele de orice natură. Deci scorpionul are ocazia săptămâna asta să scape de suferință. Dar mai ține și de voi povestea ce alegeți să faceți, că acum, na, asta e viața. Reușiți să purificați ceva acolo, fie o relație, fie reușiți să faceți curățenie în viața voastră, începeți să aveți curajul să vă eliberați din niște lucruri care vedeți voi că durează de mult timp, da? Nu sunt de azi, de mâine, sunt de mult timp. Pentru unii chiar discutăm de ani buni în care, mă rog, timp în care ați trecut prin astfel de lucruri. Și e de bine că Jupiter acolo, să știi că te ajută și ți aduce și oameni buni, mai noi, mai frumoși. Hai să vedem, dragi scorpioni, mesaje din partea tarotului pentru săptămâna 22-28 ianuarie. Ce trebuie voi să știți? Și unii poate vreți să vă mutați, vreți să vă faceți o casă. Vedeți că bărbații, v-am zis, e o perioadă în care bărbații din viața voastră fie trec printr-o perioadă dificilă, fie trebuie să acceptați un final, o schimbare. Chiar și relația cu tatăl, da, aici, adică acum se mai schimbă lucrurile, sau cu soțul, cu iubitul, știu eu. Pentru bărbați, vedeți că voi sunteți cei care inițiați schimbările, sau cel puțin ar trebui să o faceți. Bun. Ok. Da. Asul de bâte, 5 de spade. E, uite, suferința se termină. Uite, exact asta zice și tarotul, mai ales suferința ca femeie sau e ceva legat de un proiect, e ceva legat de bani, de aprecierea pe care o primeai. Da? Și asul ăsta de bâte vine cu o bucurie, vine cu o speranță, un nou mod de a acționa. Și interesant este că avem arcana majoră soarele, care e foarte benefică. Soarele vorbește fie despre o legătură cu zodia Leu, fie despre un bărbat din viața ta care începe să acționeze diferit sau cineva care își recapătă energia. Poate să fie și o persoană care e sinceră, dar soarele în această poziție și cu toate cărțile astea aici, eu cred că săptămâna asta relațiile tale sau o relație importantă se clarifică odată pentru totdeauna. Da? Poate ai ocazia să și cunoști o nouă persoană. 7 de monede la baza manifestărilor tale, deci cumva tot stai acolo și aștepți bani. Poate aștepți un răspuns, poate unii scorpioni stați și încercați să găsiți remedii, că nu puteți să plecați așa peste noapte. Dar este și o săptămână în care posibil să fiți prinși și pe o moștenire, pe o sumă de bani, o propunere pe care o faci cuiva. 5 de bâte în inima ta, deci aici, nu știu, te lupți pentru ceva sau pot fi tensiuni, am zis, în relația cu rudele, relația cu membrii familiei.
partenerul de viață, gelozie, iar unii e ca și cum vă luptați aici cu un balaur, da? Și cereți ajutorul cuiva. E ok, mergeți împreună, dar vedeți că trebuie să fiți atenți, da? Poate împreună cu partenerul sau împreună cu cineva, nu știu, vă luptați cu ceva, cu o problemă, cu ceva mare. 10 de bâte, nu știu, e ca și cum aici e o luptă, nu știu, legată de bani, de ceva. Alții v-am zis, deci dacă ați pornit deja niște schimbări personale, săptămâna asta sunteți cumva ajutați să treceți peste, doar că e și cu niște tensiuni, dar v-am explicat că e normal, da, ne stresăm din orice, da, ca oameni, e normal. Și știu că voi n-arătați, dar poate e cazul să exteriorizați. 10 de bâte în mintea ta, 10 de bâte poate să însemne și un moment în care te simți obosit, dar și o săptămână în care apar multe responsabilități, apar multe lucruri de făcut, dar unii scorpioni e ca și cum spuneți, băi, bun, am ajuns în punctul ăsta, am lucrat mult, dar îmi dau seama că nu se merită sau îmi dau seama că nu prea pot să mă bucur. Regina de bâte, o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, dar și o rivală pentru unii dintre voi. Aveți aici o femeie care vă poate sprijini. Văd și o persoană foarte pozitivă, entuziasmată, care glumește, care vă poate ajuta tare mult, însă avem aici și arcana majoră, moartea, care nu e ceva negativ, că am mai văzut comentarii, n-are nicio legătură. În primul rând e arcana care vă guvernează pe voi, că voi reprezentați moarte, renaștere și transformare. Da? Și din punct de vedere personal zic eu că se ia o hotărâre importantă. Da? Se transformă o relație de iubire, relația cu un copil, poate știu eu, e cineva din jurul vostru care pleacă, se mută în altă țară, în alt oraș, poate este vorba și despre finalizarea unei situații, iar 3 de cupe aici înseamnă că cineva, uite, e cu gândul la distracție, la plăcere. Da? Unii puteți să aflați de o mică petrecere la muncă, un mic eveniment sau poate alții dintre voi puteți să aflați de o logodnă, de o relație, ceva aici frumos. Dar eu văd clar o bucurie mică, o avansare a cuiva, o relație care începe să arate altfel, da? Și repet, e ceva legat de un bărbat din viața ta. Aici trebuie să lași lucrurile astea deoparte, dacă soarele vine și te ajută. Dragi scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Și dacă ai rezonat cu mesajele, dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici. Aici vom avea două oracole pentru că e important, iar în final vedem și un răspuns la o întrebare, iar apoi vedem surpriza pentru tine în această săptămână. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă, cu multe clarificări.